Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine. Astăzi am ales o carte pe care vi-o prezentăm, despre care vrem să vorbim și să vi-o aducem și să vi-o supunem atenție. Este vorba despre Dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, de Harriet Lerner. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că în colecția Pas în 2 a editurii Herald mai avem o carte interesantă despre care vom pomeni, Dansul relațiilor, pentru că astăzi vrem să vorbim despre ceea ce înseamnă femeia în relația de cuplu, ce dorințe, ce nevoi are o femeie în relația de cuplu, pentru că atunci când vorbim de roluri, bineînțeles că vorbim și de rolul de mamă, și am mai făcut astfel de materiale, vorbim despre rolul de soție sau de iubită, de parteneră în relația de cuplu, vorbim despre rolurile de colegă sau de colaborator, partener atunci când vorbim de roluri sociale. Astăzi vorbim despre femeia în relația de cuplu, felul în care își gestionează emoțiile, ce fel de limbaj folosește femeia pentru a-și exprima emoțiile în relația de cuplu. Și alături de noi, mulțumim foarte mult, este Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician și psihoterapeut. Așadar, Daniela, ce este femeia și ce, hai să spunem, ce nevoi, ce dorințe, cum se definește femeia în relația de cuplu? Aș atinge și zona aceasta a faptului că, iată, poate că este un fenomen social faptul că foarte multe femei aleg să fie singure, da? Indiferent dacă vorbim de familii monoparentale, singure sau crescând un copil, sau cine știe, poate doi. Dar s-au schimbat cumva rolurile și cu feminismul și cu emanciparea femeii. Cred că în ultimii 20-25 de ani rolurile s-au schimbat. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație. Mă bucur să dansăm astăzi, pentru că văd că ai ales două titluri care vorbesc despre un dans. Ei bine, pornind de la titlurile pe care tu le-ai prezentat, a spune că femeia este partenera de dans din cuplu, ca să merg mai departe pe imaginea asta. Ce este femeia? Este foarte complicat de răspuns. Au încercat alții mult mai inteligenți și mult mai filozofi decât Au mine. încercat filozofi mii de ani să Exact. afle ce este Prin femeia. urmare, cred că am să încerc așa să mă strecor pe lângă întrebarea ta și aș vorbi mai degrabă despre rolul de partener într-un cuplu. Și a spune, este o vorbă pe care eu o spun adesea, din păcate nimeni nu ne învață să fim femei, așa cum nici pe bărbați nimeni nu învață să fie bărbați și așa că suntem cumva aruncați în relații și acolo fiecare face ce poate, ce știe sau cu ce pattern-uri vine din propria Ce a experiență văzut la personală. părinți, de regulă. Exact, și sigur că lucrurile nu prea ies cum trebuie, pentru că nici nu prea au din ce să iasă cum trebuie. Ce vreau să spun este că, ok, menționai și tu rolurile astea de mamă, de partener, de fiică, de, mă rog, toate rolurile pe care femeia poate să le aibă. E bine, toate aceste roluri au în spate femeia. Deci femeia este sursa de energie, de putere pentru toate aceste roluri. În orice identificare a femeii cu unul dintre roluri, că este rolul matern, că este rolul profesional, că este rol, nu știu, de fiică, va fi în deficitul ei și de obicei atunci când o femeie se identifică doar cu unul dintre rolurile sale, va ajunge să somatizeze exact într-o zonă care să amintească de feminitatea ei. Și atunci, primul lucru pe care l-aș puncta, și pentru femei și pentru bărbați, dar cred că în special pentru femei de data asta, le-a spune că, ok, niciodată nu trebuie să uite de femeia din spate, pentru că ea, femeia, felul în care te simți tu ca femeie, în primul rând,
se va reverbera în toate celelalte relații, inclusiv în relația ta față de copiii tăi. Așa că femeia este sursa de energie, de putere pentru toate rolurile în care orice femeie se încearcă să se exerseze. Revenind la emoții, sigur că emoțiile sunt asociate cu femeile, iar rațiunea este așa o calitate mai degrabă asociată cu bărbații. Dar cred că, nu știu, nimeni nu și-a pus problema, sau mă rog, foarte puțini am auzit pe cei care s-au întrebat, dar de ce femeile sunt mai degrabă emoționale și care este avantajul pe care îl aduce emoționalitatea femeii care vine la pachet cu sensibilitatea, cu vulnerabilitatea și cu labilitatea emoțională, pentru că știm că dispoziția femeilor este destul de schimbătoare. Acum sunt vesele, acum sunt furioase, acum sunt triste, acum s-au răzgândit, acum se mai gândesc. Prin urmare, femeia este într-o permanentă forfotă emoțională, ceea ce, într-adevăr, este greu de gestionat pentru bărbați, pentru că mulți bărbați îmi spuneau, niciodată nu știu cum este în clipa următoare. Și atunci, ok, cum să mă adaptez la ceva ce este în permanent continuă schimbare. Mutător, este o cameleonică așa. Bun, dar eu totdeauna am spus, ok, dacă această calitate, să spunem, a femeilor s-a păstrat, ea are un avantaj biologic, pentru că altfel ar fi dispărut la nivel de adaptare a speciei. Dar pentru că, iată, există până în zilele noastre, înseamnă că ea, abilitatea asta emoțională, are o funcție suficient de importantă. Ei bine, funcția pe care o are acest cameleonism al femeilor este legat de capacitatea ei de a se adapta la creșterea unui copil foarte, foarte mic. Când copilul se naște, el trece prin stări foarte, foarte diverse și foarte rapid. Prin urmare, are nevoie de un îngrijitor, de un adult care să-l îngrijească, care să poată să se muleze pe dispozițiile copilului, care sunt la fel de oscilante și la fel de labile precum ale femeii. Deci femeia și-a păstrat această labilitate, dacă este să-i spunem, pentru a se putea adapta copilului, nevoilor emoționale ale copilului. Din acest motiv a rezistat până în zilele noastre această labilitate, pentru că un copil foarte fluctuant emoțional la un adult care este extrem de rigid nu va reuși să se conecteze și iarăși ajungem la teoria atașamentului și la toate poveștile legate de asta. Pe când dacă un copil care este cu o dispoziție emoțională curgătoare, sigur că atunci când este primit de femeie care prin această abilitate permite o mai bună adaptare și o mai bună conectare, atunci eu mă simt înțeles, ascultat și așa mai departe, îmi sunt satisfăcută nevoile emoționale și mă pot conecta și pot crește sănătos. Deci acesta este avantajul pe care femeia îl aduce speciei. Labilitatea emoțională a femeilor a permis specia să supraviețuiască. Atunci, cred că e important să punctăm că nu este doar un moft și nu este doar această instabilitate providențială a femeilor, ci ea are un avantaj pentru specia noastră. Acum că sper că ne-am clarificat cu acest punct, îmi întrebai tu despre cum gestionează femeile emoțiile și cum ne adaptăm. Dacă există un limbaj al emoțiilor ce ar trebui exprimat într-o relație de cuplu, pe aceeași idee pe care tu ai spus-o puțin mai devreme. Faptul că din moment ce funcționează, să spunem, la nivel emoțional diferit, poate că bărbații fiind mai analitici, cum spuneai tu, sau mai rațional, femeia mergând poate mai mult pe zona de intuiție și de emoție, cum fac ca să bună până la urmă aceste două părți într-un limbaj, în așa fel încât într-un limbaj comun, da? Să aibă un numitor comun, în așa fel încât
cei doi să reacționeze cumva pozitiv fiecare la mesajele celuilalt. Deci femeia să nu rămână poate neînțeleasă sau, eu știu, poate celălalt partener să rămână neînțeles. Apropo de să nu uit, citisem o postare, dacă nu mă știu, cred că ieri sau astăzi, un citat care aparține lui Sigmund Freud, care mi s-a părut așa un picuț, citatul un picuț misogin, pentru că suna... Să nu fie la care mă gândesc eu. Ia spune, să vedem. Nu, de te ascult. Bun. Femeia nu trebuie înțeleasă, ea trebuie iubită și atât. Ăla e. Ok. Bun. Da. Primul pas, din punctul meu de vedere, este să înțelegem foarte bine ce este o femeie și ce este un bărbat și să înțelegem că sunt diferiți. Pentru că majoritatea femeilor se plâng că bărbații nu sunt femei. Adică, reproșurile pe care femeile le aduc cumva bărbaților pe partea asta de nu mă înțelege, nu mă ascultă, nu empatizează cu mine, nu este mai emoțional, este practic reproșul pe care îl aduc bărbatului că este bărbat. Pentru că așteptarea mea este să se comporte ca cea mai bună prietena mea. Bun, dar cea mai bună prietena mea este o femeie. Și atunci, ca eu să aștept de la un bărbat să se comporte emoțional ca o femeie, este o așteptare nerealistă. În egală măsură, bărbații pot să se aștepte de la femei să reacționeze ca cel mai bun prieten al lui, cu care se întâlnește și cu care bea bere, ceea ce evident nu se va întâmpla. Dar, înțelegând cum funcționăm fiecare dintre noi, pentru că funcționăm diferit, reușim să ajungem la celălalt pe limba lui. Bărbații trebuie să învețe niște lucruri de bază, zic eu, despre femei, iar femeile, la rândul lor, trebuie să învețe niște lucruri de bază despre bărbați. Și o să dau câteva exemple. Apropo, despre asta tot vorbesc eu în cursurile pe care le mai țin în cadrul Institutului de Formare și Educare Relațională și pe care vă invit să le găsiți și să le frecventați, dar și pe blogul meu, pe care iarăși vă invit să-l citiți, pentru că sunt destul de multe texte relaționale. Fericiți cei ce comunică, se numește blogul. Revenind, o să dau câteva indicii așa pe care le-aș recomanda eu femeilor și bărbaților. De exemplu, un lucru pe care femeile îl fac eronat în relații este transmițând bărbaților ceea ce își doresc într-o manieră indirectă. Adică eu îmi doresc, de exemplu, o îmbrățișare și în loc să-i spun ok, mi-ar plăcea să fiu luată în brațe, spune iubi, dar nu ți-e frig? Ok. Când unui bărbat îi spui nu ți-e frig, el o să meargă să dea caloriferul mai tare. Pentru că pentru el mesajul este să nu fie frig în casă. Deci cumva bărbații înțeleg mesajul strict la nivelul cuvântului pe care l-ai spus. Prin urmare, femeile trebuie să învețe atunci când se adreseze bărbaților să se adreseze într-o manieră ceva mai concretă și mai directă pentru ca bărbatul să poată să înțeleagă ce vrea femeia. Pentru că evident, dacă eu îi spun iubitule, nu crezi că este frig în casă și el se duce să dea caloriferul mai tare, eu să spun, ah, nu mă înțelegi niciodată, niciodată nu mă asculți. Deci eu cumva o să-i reproșez lui că nu a înțeles ceea ce eu nu am spus. Iar el, săracul, sigur că spune, dar ce am făcut? Ai spus că ți-e frig, nu trebuie să dau caloriferul mai tare. Asta este un exemplu clasic de comunicare non-relațională. Pentru că, ok, eu ca femeie nu am înțeles încă faptul că bărbatului trebuie să-i comunic într-o manieră ceva mai direcțională, iar bărbatul nu a înțeles aici că atunci când o femeie spune ceva, este bine să clarifici ce cere ea de fapt. Și atunci ceea ce ar fi putut, de exemplu, el să facă este să spună, ok, când spui că e frig, ce vrei de fapt să-mi spui? Deci un lucru pe care bărbații ar putea să-l facă este că atunci când o femeie cere ceva, să clarifice mai întâi ce cere, nu să meargă direct în execuție, pentru că este posibil ca ea să nu ceară ceea ce cere. Dar lucru pe care bărbații nu îl fac. Chiar dacă sună a generalizare și mi-asum faptul că generalizez, sincer, câți bărbați vin în continuare acelei cerințe cu hai să clarificăm,
Ce ai vrut tu să spui când mi-ai spus că nu știu ce, nu știu cum? Adică n-avem această, Exact. să spunem, rutină, exercițiu de a veni cu niște completări pentru a înțelege bine. Pentru că noi suntem, până la urmă, spontani și unii și alții, într-o oarecare măsură, și facem lucrurile fără să stăm să le gândim. Stai că mă gândesc acum că în momentul ăsta aș vrea să spun acest lucru. Exact. Iar bărbatul nu este ghicitor, iar bărbatul nu este ghicitor în stele, pentru că de multe ori auzim această expresie, nu m-ai înțeles sau nu mi-ai știut nevoile. Poate chiar înainte să le exprim. Ceea ce este iarăși obiceiul, iar femeile trebuie să învețe să exprime cât mai clar și cât mai direcționat dorințele și nevoile, în așa fel încât un bărbat să poată să dea un răspuns corect, pentru că partea amuzantă este atunci după ce bărbatul ratează momente de genul acesta, la un moment dat să nu mai reacționeze, să spună ok, pentru că am primit deja reproșul că nu mă înțelegi, nu faci, nu dregi, voi fi ezitant atunci când ea va spune ceva, prin urmare ea spune ok, este cam răcoare în casă. Și el nu mai face nimic. Nu mai dă drumul nici la calorifer, nu mai ai nici în brațe, pentru că el nu mai știe ce să facă. Pentru că a fost certat atunci când el a încercat să facă ceea ce lui s-a părut corect. Și atunci femeile sunt și mai furioase pentru că nici măcar caloriferul nu mi-ai dat drumul, deși mie era frig. Deci cumva asta este efectul pe termen lung. Deci un lucru pe care femeile trebuie să-l învețe despre bărbați este că nu înțeleg mesajele pe care noi le spunem așa foarte diluat și cu bătaie, sigur că prietena mea ar înțelege. Cu bătaie lungă. Cu bătaie lungă și chiar foarte lungă. Iar bărbații, atunci când sesizează, de obicei femeile când spun mesaje duale, pentru că ăsta este un mesaj dual, au o altă tonalitate. Pentru că femeia spune, du și tu gunoiul, e clar mesajul. Nu avem dubii. Dar dacă așa, iubii, nu vezi că e nu știu ce, deci când ele sunt un pic mai unduitoare, atunci nu cer ceea ce cer. Și bărbații trebuie să aibă acest simț, să vadă femeia că atunci când ea se unduiește, ea este într-o formă de semicurte față de bărbat și cumva cere dincolo de ceea ce spune. Și atunci tu ca bărbat, când vezi acest comportament, ar trebui să fie un indicator pentru tine că ok, ce ai vrut să spui de fapt atunci când ai spus că ți este frig sau că este frig în cameră? E, păi ia-mă și tu în brațe. Și atunci am înțeles cererea cu adevărat. Deci, am dat un mic așa indicator și pentru bărbați și pentru femei, cum am putea să ne îmbunătățim multe dintre dialogurile noastre, doar fiind atenți la câteva mici semnale. Pentru că, da, din păcate, femeile au învățat acest mod de a comunica, pentru că o femeie care comunică direct, o femeie care este prea intruzivă, este o femeie needucată. O femeie delicată, o femeie manierată, este o femeie care are stilul acesta de a comunica un pic așa, mai cu perdea. Și atunci femeile au exersat această abilitate de a comunica necomunicând, ceea ce poate să fie extrem de derutant pentru bărbați, recunosc. Mă gândeam la ceea ce ai spus puțin mai devreme, la, hai să le spun, nu știu dacă le-a spune neapărat tipologii, dar femeile sunt mai intuitive, mai sensibile, mai emoționale, iar bărbații mai raționali și mai analitici. Și o femeie își dorește cumva să regăsească în partenerul de cuplu și să aibă probabil acel limbaj al comunicării pe care l-ar avea în mod firesc cu cea mai bună prietenă, cea mai bună confesoare, da, cea mai, deci prietena în fața căruia se destăinuie, se mărturisește, se confesează și spune absolut fără rețineri tot ce are în minte, în suflet și în inimă. Ceea ce este iarăși o eroare, scuză-mă că te întrerup, Sorin, pentru că un partener de cuplu nu este nici terapeutul tău, nici cel mai bun prieten, nici cel mai bun confesor. Iar eu adesea spun, ok, relația de cuplu este o relație care trebuie îngrijită. Prin urmare,
nu puneți acolo, așa, eu le spun, reziduri comunicaționale. Nu umpleți relația de cuplu cu informații sau cu mesaje care nu aduc niciun beneficiu real relației în sine. Prin urmare, nu putem, adică așteptarea asta de a mă deschide total și necondiționat în fața partenerului este o așteptare poate ușor utopică, pentru că niciun partener nu va putea să te primească total. Noi cumva femeile, sau mă rog, ne dorim, n-aș generaliza, dar înțelegeți ce vreau să zic, este de dragul discuției, ne dorim așa, o cea mai bună prietenă, dacă se poate, pe un Harley Davidson și cu mușchi și cu pătrățele. Deci o combinație de genul acesta ar fi bărbatul ideal pentru noi. Exact, exact la asta m-am gândit. Nu s-ar putea, negeneralizând, să nu cădem într-un soi de, nu știu, așteptări nerealiste, pentru că n-ar fi bine ceea ce spui tu pentru sănătatea psihică și emoțională a cuplului, dar pe de altă parte sunt convins că aceste așteptări acolo undeva ascunse în sufletul femei, cred că există. Adică dacă se poate, bineînțeles, doar dacă se poate, cum ai spus și tu, un bărbat frumos și prezentabil, un bărbat bine lucrat, da? Un bărbat care să fie meșter prin casă. Da, și poet. Cum? Și poet. Și poet, exact. Să scrie și poezii, să fie și foarte romantic, și tandru, și grijuliu. Să ducă și gunoiul. Să fie foarte muncitor, să fie foarte harnic, să se priceapă la toate, să aducă și bani, deci să fie și un furnizor de resurse financiare, materiale și multe, multe alte lucruri. Și să fie probabil și cel mai bun confident, cel mai bun prieten. Într-o relație, prietenia este importantă. Este foarte important ca cei doi Dar cu limite. să fie prieteni. Dar mă gândesc că dacă ar fi prea spre zona intuiției un astfel de bărbat și dacă un bărbat ar fi prea emoțional sau atât de emoțional pe cât și-ar dori o femeie, mă gândesc că poate n-ar fi ok nici atunci. Pentru că alterează cumva anumite calități. Eu nu spun că poate că ele se pot îmbina, ele se pot împleti, se pot completa. Există niște tipologii. Evident că un bărbat, de exemplu, care scrie poezii și care este sensibil și este, nu știu, vibrează la frumos și la artist, să zicem. La un artist, da, ok, nu o să-ți bată cuie în casă și nu o să-ți pună prizele nu știu pe unde. Că nu are cum. Este această abilitate, e puțin probabil să existe la e reversul medaliei. Deci, cumva, dacă trebuie să înțelegem că vin la pachet un bărbat sensibil, e puțin probabil să fie un bărbat foarte priceput în treburile foarte masculine. Așa cum un bărbat foarte masculin care, nu știu, sparge lemne, zidește case și este mult mai în zona asta de bricolaj, de nu știu ce, sigur că nu va avea aceeași aplecare către sau la aceeași sensibilitate sau la fel de multă sensibilitate către o poezie sau către o pictură sau către artă sau mai știu eu ce. Și atunci, întotdeauna când vom... Bine, există și excepții. Ok, vorbim în linii mari. Sigur că o femeie care se va căsători, să spunem, cu poetul, va jindui după cel care le pară prin casă, meșterul știe tot. Cea care se va căsători cu meșterul știe tot, sigur că spune, vai, da, sigur că mi-a făcut casa bec. Dar nu-mi zice și el o poezie, nu este și el delicat și are mâinile pline de bătături. Deci, îți dorești întotdeauna ceva ce îți lipsește. Întotdeauna voi jindui după partea cealaltă, înțelegând că e puțin probabil să le găsesc pe amândouă, pentru că sunt două tipologii, dacă vrei, destul de conturate. Și atunci e puțin probabil să găsesc acest pachet complet. Dar asta trebuie să înțeleagă femeile. Atunci când mă hotărăsc să, ok, mă voi căsători cu acest bărbat, e bine să reduc din așteptările mele privind cealaltă versiune care îmi lipsește, cealaltă parte care îmi lipsește. Să înțeleg că, ok,
Mă voi căsători cu domnul meșter știe tot sau cu mister musculos sau cu cine aleg eu, dar nu mă aștept să-mi scrie poezii. Și sunt conștientă de faptul că, ok, îmi voi satisface nevoia de poezie cu prietenele mele. Până la urmă, prietenii sunt cei care îți satisfac nevoile care nu le pot satisface în relația de cuplu la nivel emoțional. Ok, am nevoie de, nu știu, poate sunt o persoană care are din când în când nevoie de o interacțiune care să fie foarte funny, să mă amuze foarte, și poate partenerul meu nu este atât de funny sau nu înțelege glumele sau nu răspunde la același simț al umorului pe care eu l-am. Ok, și atunci pot să compensez lucrul ăsta într-o relație cu o prietenă sau un prieten cu care, ok, pot să am câteva dialoguri, îmi încarc nevoia asta de funny și mă întorc în relație cu nevoia împlinită. Iar și un mit pe care îl avem legat de relații este că o relație de cuplu trebuie să satisfacă toate nevoile pe care le am. Niciodată, de trei ori niciodată, ca să fie totuși generalizarea până la capăt, un partener și nici tu ca femeie. Deci este o iluzie să-ți imaginezi că tu ca femeie vei satisface toate nevoile bărbaților, așa cum este o iluzie ca tu ca bărbat să crezi că vei satisface toate nevoile femeilor. Nu există. Vom satisface o parte dintre nevoi suficient de multe cât să mă facă să rămân în relație. Când să n-o fie să mai fie funcțional. Sau nu să mai fie la calitatea pe care eu mi-o doresc, sigur că voi ieși din relație sau voi căuta prin alte locuri să-mi satisfac nevoile. Și atunci, în momentul când înțeleg ce înseamnă o relație matură și în momentul când înțeleg că eu ca femeie nu am de ce să interzic să iasă cu băieții, pentru că ceea ce el își ia ca împlinire a nevoilor din relațiile cu băieții, din întâlnirea cu băieții la o bere, eu niciodată ca femeie nu o să pot să-i dau. Și asta cumva îmi vine în minte ideea aceea de loialitate și fidelitate. Și atunci, ok, un bărbat care merge să, nu știu, să iasă cu băieții la o bere, îți satisface această nevoie de loialitate, de exemplu. Sau nevoia de a aparține unui grup. Ok, eu ca femeie nu pot să-l pun pe un bărbat să aleagă, ok, ori cu mine, ori cu prietenii tăi. Pentru că este incorrect, în primul rând, să-l pui pe bărbat într-o astfel de situație și practic îl pui să aleagă între două nevoi care sunt importante pentru el. Iar dacă vei face asta, el la început te va alege pentru că, ok, este încă îndrăgostit și bun, vrea să fie acolo cu tine, dar în timp va acumula frustrări, va acumula suficient de multe dificultăți și atunci, la un moment dat, va pleca și va spune, nu, de data asta voi merge cu prietenii. Băieții la obiect. Cu băieții la o bere, mai lasă-mă pace că m-am săturat și de tine și de mofturile tale. Și uite, așa se dezechilibrează povestea. Deci, noi ca femei trebuie să înțelegem cam cum funcționează un bărbat și de ce și ce mecanism are acolo, pentru că suntem diferiți, asta este adevărul, suntem diferiți, dar să-l înțelegem în unicitatea lui funcțională, nu prin comparație cu noi femeile. Și, repet, ne așteptăm să fie minunat ca cea mai bună prietena mea, așa cum și bărbații trebuie să înțeleagă că această labilitate are o valoare pentru specia noastră și nu este doar un moft al femeilor. Femeile suferă și se consumă prin această trecere destul de rapidă de la o emoție la alta, dar cu mici trucuri pe care, iată, v-am dat astăzi unul legat de felul în care o femeie transmite un mesaj în direct, bărbații pot să gestioneze mai ușor femeile, adică nu sunt așa niște chestii de negestionat. Nu. Femeile pot să fie gestionate dacă învățăm să le vedem, iarăși nu prin comparație și nu prin tot felul de mituri legate despre femei, că femeile sunt ușuratice, că femeile sunt materialiste, că femeile sunt, aud tot felul de mituri legate despre femei, care împiedică bărbații să le vadă în funcționalitatea lor corectă. Este furia, revenind la subiectul cărții noastre, Dansul furiei de Harriet Lerner, este furia o emoție cumva condamnabilă? Și aici mă refer la ceea ce se vorbește așa despre exprimarea furiei, faptul că ea a fost condamnată mereu și că nici în prezent nu se bucură, să zicem, de o reputație prea bună. Și manifestarea furiei, în special de către femei, atrage după sine diverse, hai să le spunem, etichetări. Poate un soi de slăbiciune, defect de caracter, impolitețe, poate lipsa educației.
Cum trebuie privită? Pentru că, până la urmă, și furia, și noi am mai vorbit pe acest subiect și am stabilit faptul că nu există emoții pozitive și emoții negative. Negativ. Da? Și că emoțiile sunt emoții, da? Care durează și ele un timp limitat și pe care ar trebui să le lăsăm, da? Să le internalizăm, să nu le ascundem în niciun caz, de teama că impactul sau faptul că aș fi față în față cu o anumită emoție mi-ar provoca un rău, să spunem. Da, emoțiile au așa o conotație destul de proastă. Fie sunt specifice femeilor și asta înseamnă că sunt asociate cu ideea de slăbiciune și de vulnerabilitate, fie sunt negative și trebuie evitate și trebuie să evităm emoțiile negative. În principiu, aproape că am senzația că există o presiune a emoțiilor pozitive și a gândirii pozitive și chiar și la nivelul părinților. Părinții au acest, văd așa, noua generație de părinți care tot citește cărți de parenting, copilul trebuie să fie fericit, adică devine deja o presiune, emoția pozitivă care trebuie să fie cumva quasi permanentă, ceea ce desigur este iarăși o utopie. Furia a funcționat foarte multă vreme din punctul meu de vedere pentru bărbați ca singura emoție acceptabilă social. Ok. Să fii furios ca bărbat e ok. De ce? E bărbat. Adică furia era emoția acceptabilă pentru bărbați. Prin urmare, foarte mulți bărbați își duc emoțiile în furie. Adică inclusiv depresia. Sunt bărbați care sunt foarte furioși, dar de fapt sunt depresivi. Sunt bărbați care își catalizează emoțiile interioare în furie, pentru că este singura emoție care este cât de cât ok pentru un bărbat. Restul emoțiilor sunt specifice femeilor. Bun, cum se manifestă furia la bărbați? Știm că ea poate să capete forme destul de agresive. Sigur că femeile își manifestă furia mai degrabă la nivel verbal, pentru că ok, noi suntem cele care vorbim mai mult, prin urmare vom manifesta furia la nivel verbal, țipăm, urlăm, lucruri de genul acesta. Bărbații pot să manifestă însă furia mai degrabă la nivel comportamental și atunci lovesc, mă rog, se duc în comportament. Ceea ce a spune eu legat de furie, nu furia este neapărat o problemă, ci felul în care o manifest, comportamentul asociat furiei. Pentru că dacă manifest furia într-o formă, o sublimez și o manifest într-o formă elevată, ea în sine nu este o problemă. Dar dacă eu manifest furia într-un comportament agresiv, comportamentul este o problemă. Deci nu furia în sine. Furia este o emoție care vine și pleacă și de obicei furia ascunde o altă emoție de desubt. Deci avem furie, dar sub furie mai e ceva. Furia este doar, pentru mine cel puțin, este doar dovada incapacității mele de a suporta emoția din spate. Adică sunt atât de tristă că mi s-a întâmplat X lucru, încât mă înfurii. Deci, cumva, întotdeauna când există furie, întrebarea mea ar fi, ok, ce emoție ai sau cum te simți dincolo de furia ta? Pentru că aia este emoția de bază. Poate să fie neputință, poate să fie abandon, de obicei e legat de răni, de o rană și atingerea rănii practic scoate furia pentru că o face insuportabilă. Este atât de insuportabil sentimentul de neputință, este atât de insuportabil sentimentul de a fi singur, încât, sau de umilință. Sau de umilință, încât devin furios. Sau de nedreptate, încât devin furios și sparg totul în jurul meu. Deci furia este insuportabilitatea unei alte emoții. Ca să spun așa. Pe scurt. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre
femeia în relația de cuplu, care sunt dorințele și nevoile, prin ce se simte o femeie împlinită în relația de cuplu, dar am vorbit și despre emoții, despre dansul furiei, ghid pentru femeile care vor să schimbe tiparul propriilor relații, de Harriet Lerner, o carte publicată în colecția Pas în 2. Și așa cum vă spuneam, o puteți găsi alături de o altă carte frumoasă, Dansul relațiilor, tot de Harriet Lerner, pe site-ul editurii Herald, în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. A fost alături de noi, ca de fiecare dată, discuții extrem de interesante pe foarte multe subiecte. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut. Îi mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere și mulțumesc, Daniela! Cu drag!